Cum am făcut aproximativ jumătate de milion anul trecut cu un startup? Te salut, Vase aici și bine te-am găsit la un nou video. Am făcut acest video cumva la cerere pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat pe Instagram, aveți Instagram-ul meu aici, atât pe YouTube cât și pe TikTok, din ce alte surse îmi mai câștig banii pe lângă investiții sau cum am început să investez mai mult astfel încât să am niște gain mai mari pe partea de cripto și bursă. Bun, după cum știți sau după cum nu știți, eu am un startup pe care l-am ființat în colaborare cu tatăl meu da, deci am bani de la tata, cum ar spune unii. Adevărul este că nu e chiar așa, pur și simplu el a început afacerea asta acum 3 ani de zile, dar nu a avut capital și o strategie de vânzări. A testat cumva piața, eu am venit cu partea de cunoștințe pe vânzări, partea de business și cu o parte din investiție. Astfel că am făcut bani din piatră seacă. Da, exact, ai auzit bine. Practic noi ne ocupăm cu comercializarea de piatră naturală, în special pentru monumente funerare, dar mai nu și pentru case, garduri, băi și așa mai departe, deci pe partea de imobilie pentru că am scalat puțin afacerea. Au fost două firme. La început am lucrat pe firma tatălui meu, după care am făcut încă una și practic lucram pe două firme pe două puncte de lucru diferite, care sunt de fapt niște terenuri apropiate. Ulterior am rămas doar pe o firmă și am început să o creștem de anul acesta. Deci practic anul trecut am lucrat pe două firme, ceea ce înseamnă că cifra de afaceri nu a fost atât de mare pe cea de-a doua firmă. În schimb, o să se publice pentru trimestrul 4, adică pentru anul fiscal 2022, în următoarele luni și pe pe listă firme și atunci o să vă las firma să vă uitați la ea, pentru că, mă rog, este destul de important asta pentru credibilitate. În schimb, pe ce se bazează businessul În principal, este bazat pe import de piatră naturală, după cum spuneam, în special marmură și granit din țări de renume, precum Turcia, Egipt și așa mai departe, prin care noi o comercializăm. Pe de o parte, se prelucrează anumite părți, anumite comenzi, în schimb, în cea mai mare parte, noi suntem furnizori direct pentru zona respectivă, un mic sat din Dolj, unde este o piață de desfacere offline. Bineînțeles, mai nou mergem și facem și livrare la domiciliu clientului, persoană fizică sau persoană juridică. Deci business plenul este destul de simplu. Practic avem furnizori în Turcia, de exemplu, se face comanda, trimis camionul cu care colaborăm sau camioanele cu care colaborăm sau cu care colaborez. Se pregătește marfa, plătești factura, se trimite, se face un proces de vămuire pentru că Turcia este o țară non-UE astfel încât trece prin portul calafat se poate spune, după care se aduce în depozit fie la comandă, fie se aduce în depozit pentru a avea stoc și a vinde cu stoc. Părțile negative sunt în acest business în felul următor. În primul rând, nu poți să scalezi foarte mult pentru că ai nevoie de capital și noi am lucrat timp de 3 ani de zile aproximativ, mă rog 2 ani și ceva, pe capitalul proprii fără credite sau alte lucruri, pur și simplu prin dobândă compusă, dacă putem să o numim așa, pentru că tot profitul pe care îl făceam, de fiecare dată îl reinvesteam minus cheltuielile operaționale. Adică cumva am avut cheltuielile foarte jos, la minus, astfel încât dintr-un camion să vând, să mai am o cotă parte din al doilea camion, ceva de genul acesta. Deci, practic, profitul pe care îl făceam pe 3-4 camioane, pe care prețurile porneau de la 5.000 de euro pe camion, în momentul de față prețurile pornesc de la 7.000 minim, adică au crescut transporturile și marfa, marfa mai puțin, în schimb, transportul a crescut foarte mult față de anii precedenți, după care se face prin un camion, ai pus deoparte, ai mai vândut unul, ai mai vândut încă unul, dintre camioane, practic, mai poți cumpăra o parte din al patrulea și așa mai departe, după intri cu două, două cumperi, le vinzi și mai cumperi încă unul și așa mai departe. În schimb, partea negativă este că mai ai și nevoie de cheltuieli, trebuie să-ți dividende, trebuie să, -ți, uh, să faci investiții, astfel încât pe partea materială nu m-am putut bucura foarte mult de profiturile pe care le-am făcut în firmă, în schimb am reinvestit din de 2 ani de zile, atât în marfă cât și în utilaje și așa mai departe. A doua parte negativă de care spuneam e vorba că ai nevoie de resursă umană, deci trebuie să ai angajați, în momentul de față sunt doi angajați, au fost trei, dar e o muncă grea, nu toată lumea rezistă, plus că rentabilitatea nu este atât de mare, și asta vorbeam în al treilea punct negativ. Este faptul că profitul față de servicii este mai redus. Adică nu poți să ai rentabilitate sau profit de 50-60%, pur și simplu ai un profit de 10-15% în cazurile bune. Și dacă este raportez la forța de muncă, dacă este raportez la banii investiți. Dacă nu ai vânzări, practic business-ul nu merge, ca în orice alt business. În schimb, decembrie- ianuarie sunt niște luni în care se stați agnează foarte mult, se fac stocurile și în lunile astea este o perioadă foarte dificilă, da? Sau lunile acestea sunt de refacere de stoc, da? Prin care investești toți banii astfel încât prețurile oricum de la an la an o să crească și în ianuarie există chestia că, bă, comand mai mult ca să am un preț mai mic. O altă, un alt punct negativ, bineînțeles că în orice business depins de furnizori și ca în orice alt business depins de clienți care, na, există concurență în momentul în care tatăl meu s-a apucat, nu a existat așa concurență între timp a intervenit și concurența și, bineînțeles, clientul are de ales. Mai sunt și părți pozitive, bineînțeles, de când a venit concurența s-a adus zvonul în zonă cum că s-au deschis două depozite și ne-au crescut vânzările, deci pe noi nu ne-a incomodat acest lucru. Din contră, a fost un beneficiu pentru noi pentru că am putut veni cu o calitate mai bună, chiar dacă a scăzut profitabilitatea puțin, ne-am câștigat clienți pe termen lung care cumpără de la noi constant, recurent și prin asta am oferit și alte servicii, transport gratuit și alte costuri de manipulare în mod gratuit față de concurența care vinde doar de la depozit sau vindea doar de la depozit până poate vede acest video și se apucă să facă livrări la domiciliu. În schimb, pe partea de marketing nu am avut așa bugete mari, deci partea pozitivă e că nu sunt cheltuieli foarte mari de marketing. O altă parte pozitivă este că marfa nu se strică, nu este perisabilă, vorbim de piatră, adică poate sta luni de zile chiar dacă nu este vândută, pur și simplu rămâne în depozit și poți să o vinzi când prețul crește și poți să crești și tu prețul chiar pe marfa existentă, pentru că din punct de vedere al rentabilității, dacă costurile ulterioare îți vin mai mari, poți oarecum să crești și stocul actual astfel încât să-ți faci un cost mediu mai bun, dacă putem vorbi și aici de dollar cost averaging, da? Un alt avantaj este că nu ai chiar atât nevoie la nivelul acesta, deci până într-un milion de euro nu ai nevoie de foarte mulți angajați, ai nevoie de niște utilaje, noi avem două în momentul de față, care sunt destul de scumpe, dar odată achiziționate, minus costurile de mentenanță, nu trebuie să cumpere anual echipamente noi. Un alt avantaj al business a fost că terenul pe care este depozitul nu are o construcție X, adică nu trebuie o hală anume și nu trebuie să, ca produsele să fie menținute într-o hală sau la o temperatură anume, pur și simplu pot sta prin soare, ploaie și așa mai departe. Și nu am avut chiria atât de ridicată fiind un teren la țară, fiind un teren fără o construcție anume, fără o hală anume, deci practic s-a concesionat doar terenul. Iar partea bună este că, dar o să vă zic altă dată, dacă este interes și vreți să fac cu, nu neapărat, nu știu, day in the life sau ceva de genul ăsta sau de in-live. Dacă vrei să fac un, nu știu, o documentare a procesului, cum se aduce marfa și așa mai departe, pentru că o să merg și în Turcia să găsesc furnizori noi, să mă uit de marfă nouă și atunci pot să documentez procesul ăsta de la A la Z. Dacă este de interes pentru voi aici pe canal, pot să fac acest lucru, bineînțeles, lăsați asta în comentarii. Ca și avantaje, bineînțeles, când rămâi fără bani, poți să pui uh, un stop mic la stocul respectiv, să nu mai cumperi o lună ca să poți să te deblochezi cu câteva. 10, 20, de mii, 30 de mii de euro să nu ai toți banii investiți odată. Bineînțeles, la părțile negative ne putem raporta și la pierderile suferite pe care nu le uh, achiți tu. De exemplu, dacă descarci marfa și se întâmplă ceva, costul de manipulare al uh, pietrei respective care se sparge și nu mai poate fi folosită așa des sau nu poți să mai revin să o folosești tu undeva la tine în curte, ei bine, e o parte negativă asta, adică trebuie să susții tu costurile. În schimb, dacă marfa vine de deja distrusă este susținută de asigurarea de transport, pentru că există un CRM, există un ATR și așa mai departe, documente care îți asigură marfa pentru care tu plătești. Totuși, dacă marfa pleacă de acolo cu anumite probleme, pentru că tu ci sunt mecher și încearcă să-ți mai bagi așa pe gât, poți solicita o compensare la comanda viitoare, dar nu tot timpul o să o primești așa cum vrei, pentru că efectiv este un cerc vicios în care tot timpul vei primi marfă cu anumite probleme pe care nu poți să o vinzi tu direct oamenilor când momentul în care tu oferi calitate. Deci dacă vreți să mai auziți chestii despre, despre business acesta, business cu cum am făcut bani din piatră seacă la modul propriu și cum îmi propun să dezvolt această afacere alături de tatăl meu care este manager acolo și după cum am zis am comasat două firme și a rămas singura firmă pe care o puteți vedea și voi. În momentul în care apare pe listă firme bilanțul depus pentru 2022, să vedeți exact, nu o să fie atât de profit pentru că am mai achiziționat anumite chestii pe firmă pentru a crește și dezvolta firma, precum teren, autovehicule și așa mai departe, costuri de întreținere pe care le-am luat pe firmă, uleiuri și așa mai departe, mașina, nu asta pe care o deține o altă mașină care urmează să o achiziționăm, mașini de transport, mașini de vânzări pentru agent de vânzări. Și da, asta este una dintre firmele care mie îmi produce venit constant, mai sigur dacă aș putea spune pentru că momentul de față funcționează de aproximativ 3 ani de zile. Pot să spun că am avut noroc, da, pot să admit chestia asta că am avut noroc cu părinții mei, cu tatăl meu care a pornit această afacere, practic eu am fost un om care a scalat afacerea, dar nu mi-asum eu toate meritele, însă în momentul de față ne-am împărțit treburile, eu sunt pe partea contabilă vânzări, stocuri și așa mai departe comenzi, plăți și toată partea asta operațională de legal, el este mai mult pe partea de sales, de vânzări în depozit și el practic susține angajații de acolo și are cea mai mare rată de periculozitate, dacă pot spune, în momentul în care există accidente și așa mai departe pentru că lucrez cu greutăți și foarte multă muncă fizică el o face. Bineînțeles, am stat și eu un an de zile acolo, am lucrat cod la cod cu el amândoi fără să avem angajați. Momentul de față sunt și căutăm în continuare oameni să angajăm, să scalăm. În schimb, pretențiile financiare sunt destul de mari la oameni și nu este muncă 24 din 24, cum s-ar spune, adică de luni până vineri, 8 ore în care chiar ai ce să muncești, probabil, nu știu, ai 3-4-5 zile pe săptămână în care e efectiv nu faci nimic pentru că nu sunt comenzi. În schimb, plătim oamenii destul de bine, carte de muncă, salariu bun, undeva la 2300 de lei net, plus bonusuri, plus mese și așa mai departe, adică undeva la 3500-3800 nu net, brut, cu asigurare de viață și așa mai departe. Bineînțeles, sunt multe alte costuri ascunse și dacă vreți pot să fac un video despre business cu servicii online sau business fizic, care deși business fizic poate fi mai sigur că ai vânzări și dacă omul trece pe acolo și vede, de exemplu, un magazin alimentar, precum la servicii tot timpul trebuie să găsești clienți și să-ți faci promovare. Spre deosebire de business-ul fizic care câteodată ele merg de la sine, nu știu dacă mai e așa cazul în momentul de față. Deci, am făcut bani din piatră seacă cu ajutorul tatălui meu. Vreau să nu iau eu toate meritele pentru că am avut beneficiul ăsta, am avut ocazie, dar am profitat de ea, atenție, nu mi-a oferit, ia mă, parte din afaceri. Nu așa au funcționat lucrurile și mi-asum orice chestie în care cineva poate zice că e un business family și că am avut avantajul cu taică și de aceea am făcut bani. În schimb, n-am făcut așa primi bani, asta e în momentul de față. În schimb, îmi doresc să scalez cât mai mult afacerea și să vedem cum va decurge în continuare scalarea afacerii. Și dacă vreți să documentezi procesul, cum se derulează tot businessul, nu uita, lasă un comentariu și o să încerc să fac un video vlog numai despre asta. Până atunci te las, lasă un like, comentariu, subscribe, eu sunt Vasi și ne vedem un video următor.